Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E un studiu foarte amplu, făcut pe o mulțime de ani, deci o monitorizare a unui grup de doamne, că așa s-a întâmplat, așa. Dar e valabil și pentru bărbați, monitorizate începând din 1986. 70.000 de femei de vârstă mijlocie, monitorizate din 1986, la fiecare 2 ani, timp de 16 ani, și-au raportat greutatea. Și cercetătorii au descoperit că femeile care au dormit 5 ore sau mai puțin pe noapte au cântărit sau cântăresc în general semnificativ mai mult decât femeile care dorm 7 ore pe noapte. Și cred că în cazul bărbaților diferențele sunt și mai mari, la noi se vede deja. Chiar auzi? Și la persoanele tinere și sănătoase, lipsa a 3 sau 4 ore de somn pe noapte, pe parcursul unei săptămâni, are un efect foarte nociv asupra cântarului și organismului. Mă, cercetători, ăștia ce-o fi cu ei? Practic, ăștia au hârțuit 16 ani niște 70.000 de femei, 70.000 de se vadă cum dorm? Sărace, ne dai seama ce momente de depresie. La fiecare 2 ani, stai că iar mă duc la cercetători, mă scriu acolo... Iar le chema cercetătorul la el. Uite că deși dorm bine, mă și îngraș. Aici îți dai seama cu ce... Invers, că dormeau prost și s-au îngrășat. Ce smuși buzele. No, stai, dacă dormi bine, nu te îngrași, corect? Da. Pe asta spun. Deși dormeau bine, se și îngrășeau. Și trebuia să te uiți la cercetător, ce îi spuneai? Cum îi spui tu ăluia? Te uiți în ochii lui și îi spui, am dormit 10 ore, m-am îngrășat 4 kg. Ok. Întrebarea a fost dacă nu care cumva doamnele care dormeau mai puțin, mâncau mai mult. Și răspunsul a fost negativ. De fapt, opusul este adevărat. Și eu am remarcat, cu toate că mănânc din ce în ce mai puțin, cred, da, în comparație și cu... Eu. Pe vremuri mâncam trei... Când, mai țineți minte, mă, când eram mici și ne ruga mama, se ruga mama, se ruga tata... Să mâncăm. Să mănâncă. Să mâncăm tot. Trei feluri de mâncare, frate. Da. Și nu se întâmpla, adică eram toți slab morți. Uite, e slab ca un țâr. N-am să uit asta, a fost descrierea copilăriei mele. E slab ca un țâr, mănâncă. Bă, mâncă, nu mai, mai mănâncă, mai mănâncă, nu. Mie îmi ziceau doar gras, dar nu mă comparau cu nimic. Eram gras ca un porc sau ceva. Eram doar gras. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.